Vreau să vă spun că sunt conștient că aceste două camere nu ar trebui comparate la modul în care le compar eu în acest episod, dar foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă merită să achiziționezi un GoPro și să faci vlog cu el. De aceea consider că această comparație o fac strict pe baza unei idei de a încerca să faci vlog cu GoPro-ul. Salutare tuturor, Daily Sugars aici cu un nou vlog. Motivul pentru care voi începe acest vlog este faptul că mi-am luat o cameră nouă, G7X Mark II de la Canon, și vreau să testez această cameră, vreau să văd cum se comportă în mâinile mele. Vreau să încerc să fac o comparație între această cameră și camera mea veche GoPro Hero 5, de aceea o să merg pe faleza din Galați și o să încerc să filmez cât mai multe cadre și cât mai multe lucruri ca să pot face o comparație exactă a ceea ce făcea înainte GoPro Hero 5, care erau avantajele și care erau dezavantajele lui, și ceea ce face Canon G7X Mark II, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele acestei camere, din punctul meu de vedere, bineînțeles. Mă uimește faptul că în Galați, de obicei în timpul weekendului, mai ales în vacanțe, faleza este un loc super mega turistic, între ghilimele să-i spun așa, iar în momentul de față, după amiaza, undeva pe la ora 2-3, nu este absolut, absolut nimeni. Diferențele dintre cele două camere sunt extrem de considerabile. GoPro fiind un action camera, de cele mai multe ori îl folosești ca să faci diverse sporturi extreme din punctul meu de vedere, și îl folosești ca o cameră waterproof pe care o poți băga cu ușurință sub apă fără să te gândești că ți se va strica sau dacă se udă va avea probleme. În al doilea rând, consider că Canon G7X Mark II are foarte mari probleme legate de partea audio, pentru că nu suportă să-i pui un microfon extern, pe când GoPro, cu toate că are două microfoane interne, îi poți cumpăra adaptorul special de la GoPro, care te costă undeva la 70 de dolari, cred, sau 60 de dolari, după care poți cumpăra un microfon extern și poți atașa acest microfon. Cu acest microfon, bineînțeles, totul se va auzi mult mai bine. Ideea că la un moment dat când o să filmezi și este vânt puternic, ai chestia asta montată pe el, care te ajută la un moment dat să reduci foarte mult din vânt, pe când Canon G7X Mark II, singurul microfon pe care îl poți utiliza de la această cameră este cel intern, adică acesta. Microfon care, bineînțeles, nu poate fi schimbat și nici nu-i poți monta un microfon extern. Ceea ce mă face să cred că voi avea de suferit pe partea audio, dar voi avea foarte mult de câștigat pe partea de calitate video și pe partea cu luminozitatea, pentru că Canon G7X Mark II are o lentilă foarte, foarte luminoasă de 1.8, care îți permite să filmezi noaptea fără nicio problemă. De cele mai multe ori am văzut că camera se comportă mai bine decât ochiul tău liber, adică dacă ochiul tău nu poate vedea în anumite zone, camera poate. Problema la GoPro este că atunci când lumina scade drastic, calitatea imaginii scade odată cu ea, adică nu poți să faci nimic noaptea. Cel mai probabil că noaptea GoPro-ul tău va fi o cameră
pe care nu o poți folosi, cum nu am putut să folosesc nici eu noaptea până acum. De aceea am considerat că Canon-ul va fi un upgrade considerabil în comparație cu GoPro-ul. O să mențin amândouă camere, pentru că una vreau să o folosesc în sporturile extreme și una vreau să o folosesc foarte mult în daily vlogging, să spun așa, adică în vlogurile de zi cu zi. Un alt lucru super mega mișto legat de Canon, și aici îmi pare rău GoPro, este faptul că dacă mă mișc destul de repede, Canon-ul are o stabilizare internă destul de puternică, pe când GoPro nu suportă o stabilizare decât atunci când folosești modul super wide sau wide, și de fapt nu este o stabilizare, este un crop de 10%. De aceea, de cele mai multe ori, Canon-ul, având în vedere că este o cameră cu stabilizare internă, se va comporta mult, mult mai bine atunci când îți tremură foarte mult imaginea atunci. Pe când GoPro-ul are foarte mari dezavantaje, pentru că de cele mai multe ori, dacă vrei să faci vlog, nu o să filmezi în modul wide, deci stabilizarea, chiar și aceea cu crop, o să cadă, și este o cameră super, super mică, care la un moment dat s-ar putea să tremure mai mult, pentru că vei fi tentat să miști cât de cât mâna și s-ar putea să-ți tremure, pentru că ea este foarte micuță și orice mișcare, chiar și foarte mică, se va resimți considerabil în calitatea video. Un alt lucru pe care nu l-am suportat niciodată la GoPro a fost faptul că, fiind un action camera, nu suportă zoom și nu suportă partea de focus, adică mereu va fi focusul va fi general, nu va fi un focus pe subiect. După cum vedeți pe aceste flori, focusul în momentul de față se află pe partea roșie a florii, pe când frunzele și tot ceea ce se întâmplă în background se pierd în detalii și nu se mai înțelege nimic. Pe când la GoPro, toată partea aceasta, dacă apropii foarte, foarte mult, s-ar putea să rămână totul la fel. De aceea, dacă vei fi la un moment dat nevoit să pui în evidență un subiect, s-ar putea cu GoPro să nu reușești, pentru că GoPro a fost făcut cu scopul de a prinde tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Un alt lucru pe care nu l-am înțeles niciodată la GoPro este că chiar și atunci când filmezi în modul linear, care este cel mai normal mod și care nu face fisheye la cameră, subiectul pe care tu îl filmezi este mult mai departe decât în realitate. După cum vedeți pe Canon, subiectul este exact acolo unde îl văd și eu cu ochii mei, însă pe GoPro îl văd întotdeauna mai la distanță. Mi-a fost foarte, foarte greu de-a lungul timpului să filmez cu această cameră, deoarece vedeam ceva în depărtare, care cu ochii liberi se vedea destul de bine, dar pe GoPro aproape că era de nedescifrat. Nu pot să spun că îmi place foarte mult zoom-ul pe care îl oferă acest Canon. După cum vedeți, este un digital zoom, având în vedere că camera nu suportă obiectiv separat față de ceea ce are deja intern. Dar, cu toate acestea, este un zoom pe care îl poți folosi în anumite situații și de care te poți ajuta, având în vedere că GoPro-ul nu are acest lucru. Consider că ecranul rabatabil al Canon-ului nu este neapărat cel mai mare avantaj pe care îl are camera, deoarece de cele mai multe ori ești tentat să te uiți la acel ecran, doar că dacă te vei uita la acel ecran, ochii tăi vor apărea, cum apar acum când mă uit la ecran, adică vor apărea în sus și va trebui să te gândești că trebuie să te uiți în obiectiv, cu toate că de cele mai multe ori vei fi foarte, foarte tentat să te uiți la fața ta, să vezi dacă ești în focus, dacă totul este în regulă. Dacă vorbim de partea din spatele camerei, atunci ecranul este foarte, foarte folositor, pentru că îți permite să ajungi cu camera aproape de asfalt și să poți vedea fără prea mari dificultăți fizice tot ceea ce ai în cadru în momentul de față. Acum este momentul pentru Canon G7X Mark II să pice testul, pentru că cu siguranță nu voi avea curaj să-l bag în apă. Deși GoPro-ul vine din fabrică waterproof, fără să-i mai faci tu nimic, eu i-am atașat o carcasă specială, pentru că am văzut câteva lucruri negative pe internet în care lumea s-a plâns că a luat apă în GoPro și că nu a mai funcționat. De aceea nu am vrut să risc, pentru că m-am gândit că urmează să plec în Thailanda, la vremea respectivă eram în Italia, și am zis că nu am timp să-l trimit la garanție în cazul în care va pica testul de waterproof cu carcasa lui din fabrică. Bineînțeles, cu această carcasă nu ar trebui să fie niciun fel de problemă, testul va fi întotdeauna un test de succes, așa că dacă achiziționați un GoPro Hero 5 vreodată,
nu știu, sfatul meu este să nu încercați neapărat să-l folosiți ca waterproof. O carcasă de genul acesta costă până în $20 și de asemenea o carcasă de genul acesta este rezistentă până la 30 de metri sub apă, pe când GoPro-ul din fabrică este rezistent, cred că doar 10 metri, ceva de genul acesta. Cu toate că scopul acestui vlog era să vorbim doar despre partea video, vreau să vă spun că dacă vorbim despre partea foto, consider că depinde foarte mult de situație, deci partea foto este foarte situațională. Eu până acum am făcut foarte puține poze cu GoPro-ul și cele mai multe poze pe care le-am încercat să le fac au fost pozele pe care le-am făcut sub apă. De aceea consider că dacă ar fi să fie o comparație, ar trebui GoPro-ul să-l folosești când ești, nu știu, când te dai cu parașuta sau când ești în aer undeva unde îl poți prinde de cap și poți să strigi la el GoPro take photo, pentru că are comandă vocală. Când vorbim de partea normală în care putem ține camera în mână într-un mediu normal, consider că Canon-ul are foarte multe avantaje. În primul rând lentila luminoasă, în al doilea rând focusul, în al treilea rând zoomul și avantajele pot continua. Dar GoPro-ul este strict situațional, pentru că atunci când mergi să faci scuba diving sau să faci snorkeling într-o mare albastră sau într-un ocean albastru undeva pe o insulă, GoPro-ul cred că câștigă 100%. Vreau să vă spun că sunt conștient că aceste două camere nu ar trebui comparate la modul în care le compar eu în acest episod, dar foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă merită să achiziționezi un GoPro și să faci vlog cu el. De aceea consider că această comparație o fac strict pe baza unei idei de a încerca să faci vlog cu GoPro-ul, pentru că am auzit foarte mulți oameni care își doresc să-și cumpere GoPro și să înceapă să facă vlog cu el. Recomandarea mea este să nu faci prostia sau să nu faceți prostia pe care am făcut-o mulți dintre noi atunci când ne-am apucat de vlog și ne-am cumpărat un GoPro. Bineînțeles, eu am fost mai încăpățânat și mi-am achiziționat și microfon pe acest GoPro, dar consider că trebuie să te gândești de câteva ori înainte de a face această achiziție, pentru că și eu m-am gândit de foarte multe ori dacă să-mi cumpăr un Canon, dacă să-mi cumpăr un Sony sau dacă să-mi cumpăr GoPro. Am cumpărat GoPro pentru că am mers pe ideea că este un action camera și pentru că îl pot folosi în mai multe situații. Am zis că pot să-l folosesc și sub apă, m-am gândit că îl pot folosi la un moment dat și în situații extreme, de sport extrem. Însă de cele mai multe ori am fost dezamăgit de acest lucru, pentru că am ajuns la numărul de 70 sau 71 de videoclipuri făcute cu acest GoPro și m-am gândit că este cazul să o schimb. Nu am fost niciodată mulțumit de calitatea imaginii, nu m-am descurcat niciodată să fac color grading în softurile de post-procesare și am avut foarte, foarte mari probleme cu ea. Dar este o cameră superbă, este o cameră foarte bună dacă vrei să faci, să mergi cu motoreta și să filmezi, este o cameră foarte bună dacă vrei să mergi cu bicicleta să filmezi, dacă sar cu parașuta, dacă vrei să intri sub apă să faci scuba diving, dar recomandarea mea este să nu ți-o iei dacă o folosești ca o cameră pe care să o ții în mână și să vorbești cu ea, pentru că o să fii într-un final dezamăgit. Cam atât pentru testul de zi, aștept să se întunece, urmează să testăm camerele noaptea, sunt sigur că G7X Mark II se va comporta impecabil, pe când GoPro-ul va avea mult de suferit, dar urmează să vedeți și voi asta. Cred că comparația super mega mișto pe care pot să o fac acum cu aceste două camere este să merg pe această stradă care este super mega întunecată și să vă arăt cum se văd ambele în același timp, pentru că vorbesc la amândouă în același timp. Din punctul meu de vedere, Canon G7X Mark II își face treaba exagerat de bine, se vede mai bine decât în realitate luminozitatea, iar GoPro-ul, după cum vedeți, este aproape imposibil de descifrat ceva. O chestie mișto pe care poți să o faci la GoPro, în schimb, este să crești ISO-ul, adică să activezi funcția ProTune și să crești ISO-ul la 6400, sensibilitatea maximă pe care o suportă lentila de la GoPro, dar atunci puricii, acele mici punctulețe pe care le vedeți voi pe ecran în momentul de față, s-ar putea să fie foarte, foarte deranjante și s-ar putea ca calitatea imaginii, după cum vedeți,
să fie foarte, foarte scăzută. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați să vă abonați la canalul Daily Sugar și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo de obicei fac live-uri spontane, postez diferite fotografii și de asemenea mai fac tot felul de Insta Stories sau lucruri pe care nu o să le vedeți niciodată pe YouTube.